Ucraina cere Germaniei să-i furnizeze armament mai modern la doar câteva zile după ce guvernul german a aprobat livrarea directă de tancuri antiaeriene armatei ucrainene pentru prima oară. Ambasadorul Ucrainei în Germania, Andriy Melnyk, a declarat pentru o publicație că tancurile antiaeriene Gepard au o vechime de 40 de ani. Pentru a învinge Rusia, avem nevoie de cele mai moderne arme germane, a spus el. Ucraina ar avea nevoie de tancuri mai noi, Leopard și Marder, precum și obuziere autopropulsate, dar și multe altele, a spus diplomatul ucrainean, potrivit căruia cancelarul Olaf Scholz a reacționat lent la războiul din Ucraina, comparându-l cu predecesorul său în funcție, Angela Merkel. Diplomatul consideră temerile Germaniei de a deveni parte a conflictului drept absurde, deoarece, în opinia sa, pentru Putin, Germania este de mult timp parte a conflictului. Cei care vor să prevină extinderea războiului acestuia trebuie să ne ajute acum să-l punem pe Putin la punct, a afirmat Melnyk. În opinia sa, al treilea război mondial a început deja. Atacul lui Putin împotriva Ucrainei afectează lumea întreagă, a concluzionat ambasadorul ucrainean.